Poate pe un cafe de aici. Uite că vine și tău. Potențialul turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii
atractivității României ca destinație turistică, operațiunea crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică și dotarea acestora. În temeiul articolului 45, aliniatul 1 din legea 215/2001 a Administrației Publice Locale Republicate. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificările articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 14 din 2013. Astfel, articolul 2 se modifică și va avea următorul conținut. Se aprobă cofinanțarea Consiliului Local al orașului Zlatna pentru proiectul amenajare Centrului de Informare și Promovare Turistică Zlatna cu suma de 7.928.54 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului, conform anexei 4 integrată din prezenta hotărâre. Articolul numărul 2, cu ducere la definirea prezente, se însărcinează serviciul de dezvoltare, investiții și serviciul de buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale. Domnul Reopu, spuneți-ne. În 13 ianuarie 2013, s-a aprobat participarea Consiliului Local la vederea depunerii cererii de finanțare pe axa 5 în domeniul major de intervenție 5-3. De atunci, luna jumate, a fost în evaluare această cerere de finanțare și au ajuns la faza de vizită în teren. Deci au trecut prin toate fazele, s-au acceptat finanțarea. În perioada asta de luna jumate s-a schimbat un pic de finanțare în sensul că cheltuielile eligibile care erau terenuri și care erau suportate, erau suportate de Consiliul Local în valoare de 74.000 de lei, au devenit cheltuieli eligibile. În momentul în care au devenit cheltuieli eligibile, s-a schimbat un pic cota de cofinanțare la cheltuieli eligibile. Astfel, de la 6.437 de lei și 1.400 de lei. Dar în schimb, a scăpat de 24%, Așa au devenit cheltuielile. Cota de cofinanțare a noastră în valoare de 2% a devenit 7.928,54 de lei, scăpând de astfel de cota de TVA care erau cheltuieli eligibile. Deci cam asta. Mâine vizita în teren și de asta avem hotărârea. Mâine vizita în teren trebuie primite toate materialele, multe. Pe lângă celelalte, asta e și hotărârea asta de consiliu. Practic se schimbă cota de cofinanțare. Toată lumea lămurită? Da, sigur. Aș dorea să spun cine este pentru împotrivă, fapine, toată lumea trebuie. Mulțumesc. Deci, cam atât, dar ceva nu mai avem, dacă nu a terminat. Nu, asta am zis că dacă mâine comisia în teren, să avem și hotărârea, nu... Altceva? N-ați venit la zilele... La petrece, la trâmpări. Obosit. Dacă nu mai aveți de trașe din activă, vă mulțumim. Să faceți o trece de pagină. Ionan, jumătate, e aprobată finanțarea asta, e vizita în teren.